cum îi vor influența concret pe cumpărători, dar și pe jucătorii din piața imobiliară, noile măsuri propuse pentru asigurarea sustenabilității financiare a României. Daniel, care sunt prognozele? Este greu de anticipat un scenariu cu probabilitate mare să se întâmple, pentru că, așa cum ați anticipat, sunt multiple scenarii. Românilor le place să fie proprietari, știm cu toți. Întrebarea este dacă își mai permit să fie proprietari sau câți dintre ei își mai permit sau își vor mai permite după implementarea acestor măsuri. Problema cea mai mare nu sunt măsurile în sine, cât lipsa de predictibilitate, pentru că dacă anual schimbăm regulile pe o piață, o să producem valuri în acea piață și este foarte greu pentru o companie serioasă să-și facă planuri pe termen lung, planuri de dezvoltare pe termen lung. Iar piața construcțiilor știm cu toții că are un impact puternic în economie și ea este afectată de schimbarea frecventă a regulilor. Avem trei propuneri legislative care pot să aibă un impact foarte mare. Creșterea de TVA de la 5% la 9%, 4 puncte procentuale care vor merge direct în prețul de vânzare. Această diferență poate fi suportată de consumatorul final prin creșterea prețului sau de dezvoltator prin scăderea marjei, ceea ce este mai puțin probabil. Avem modificarea impozitării salariilor în construcție, ceea ce va crește costul de construcție, pentru că acel impozit până la urmă se va regăsi în costul dezvoltatorului, până la urmă în prețul final sau în reducerea marjei. Și avem impozitul pe cifra de afaceri a băncilor, ceea ce poate să schimbe din nou regulile în zona de creditare. Pentru că dacă estimăm până acum că ne apropiem de acel moment în care dobânzile pot să scadă, iată că un asemenea impozit, din potrivă, poate să schimbe trendul și poate să ducă la creșterea dobânzilor, pentru că și băncile trebuie să-și recupereze de undeva acest impozit pe cifra de afaceri. Și totuși, spuneai la început că românii vor să fie proprietari, adică această nevoie nu se va opri. Ce soluții alternative au pentru a deține o locuință? Da, românii vor să fie proprietari. Iată că există un cost tot mai mare pentru a deveni proprietar. Și prin urmare, o alternativă pe termen scurt și mediu este piața chiriilor. De asemenea, probabil că astfel de măsuri în timp vor duce și la o schimbare a mentalității românilor și o parte dintre români vor alege pe perioadă mai mare, nu doar în tinerețe, să locuiască în chirie. Crezi că va fi o creștere pe segmentul vechi al apartamentelor? Este destul de complicat să existe o creștere de preț pe segmentul vechi. Există câteva avantaje la segmentul vechi. Localizarea de multe ori este foarte bună. Faptul că apartamentul este disponibil imediat, că nu suportă TVA. Dar diferența între un apartament vechi și un apartament nou în materie de preț va continua să existe și probabil va continua să crească.